Avem aici un instant pe gaz de la Feroli, o marcă recunoscută. În același timp, modelul ăsta s-a vândut foarte tare. Este Feroli Zefiro. Nu mai se cunoaște inscripția pe el, dar aș vrea să vă dau așa, să vă arăt un sfat care să-l luați în considerare, pentru că este de viață și de moarte. Acesta este montat în baie. Sfatul meu este ca niciodată să nu instalați un instant de tipul acesta pe gaz, să-l instalați în baie, pentru că poate să intervină o problemă care deseori se poate întâmpla. Emanația de monoxid de carbon poate fi chiar fatal. Instantul ăsta pe gaz funcționează de la acest hidrofor, este alimentat de la acest hidrofor, unde presiunea este variabilă pentru că nu avem apă curentă și presiunea variază între 2 și 3 atmosfere jumătate. Alimentat de la o butelie care este în camera cealaltă prin acest furtun, deci nu avem gaze naturale, alimentat de la un butelie. De funcționat funcționează, dar în momentul când îl instalați, instalați într-o încăpere care să fie undeva pe lângă baie, într-un hol undeva unde este bine aerisit, pentru că puteți avea probleme foarte, foarte grave. S-a închis. Temele instalații, instalați-l într-o încăpere care se află pe lângă baie, bine aerisită. Nici de cum în încăperea unde faceți baie, pentru că se poate întâmpla multe, multe probleme, se pot întâmpla pe fondul acesta.